Sibiul a dat nu doar țării, ci întregii lumi, oameni importanți și recunoscuți în tot felul de domenii. Aici s-au născut personalități marcante, precum poetul Octavian Goga, mai exact la Reșinari. Goga a trăit într-o perioadă în care România a fost supusă unor schimbări majore, o realitate nu tocmai ușor de suportat. Poetul însă a încercat să se adapteze, să lupte pentru libertate și întregirea națiunii. Lucruri evidente în articolele publicate de-a lungul timpului în ziarele din țară, dar și din Ungaria. Tot din Reșinari este și Emil Cioran, filozof și scriitor român stabilit în Franța, unde a trăit până la moarte fără să ceară cetățenia franceză. La Sibiu s-a născut și actorul Ion Besoiu, una dintre figurile de neuitat ale cinematografiei românești din anii 70, mai ales pentru rolul emblematic din Toate pânzele sus. Tu ce nume ai dat? Cred că i s-ar potrivi un nume simbolic care să fie legat de speranțele noastre. Atunci o numim Le Speranțe. Cum sună pe limba ta? Speranțe. Scriitorul Emil Hurezeanu se trage și el de pe malul Cibinului. Scriitor și publicist, el a lucrat ca jurnalist la secția română la Radio Europa Liberă. După reîntoarcerea în România, s-a remarcat ca realizator de televiziune și comentator de subiecte politice. În prezent, acesta este ambasadorul României la Berlin. Slavă Domnului, astăzi n-avem războaie. Avem însă obligația să comparăm mereu pacea cu războiul, să nu transformăm tinerii în virtutea unui biologism vulgar, într-un fel de entitate absolută. Tinerii sunt buni, bătrânii sunt disponibili sau dispensabili. Nu e totdeauna așa. Președintele Klaus Iohannis este și el din Sibiu. Iohannis a fost profesor de fizică și inspector școlar înainte de a deveni primarul municipiului Sibiu în anul 2000, funcție în care a fost reales în 2004, 2008 și 2012, de fiecare dată din partea Forumului Democratic al Germanilor din România. În 2007, Sibiul a devenit capitală culturală europeană lui Iohannis, fiindu-i atribuit meritul de a fi modernizat infrastructura și pus în valoare potențialul economic și turistic al orașului. Din noiembrie 2014 este președintele României. Sunt ferm hotărât să candidez pentru încă un mandat de președinte al României. Nivelul de nemulțumire în populație este peste 80%, ceea ce este extrem, extrem de mult și arată că lumea practic nu mai are încredere în clasa politică, nici măcar nu se mai așteaptă la ceva bun din partea clasei politice. Sibiul a fost și este unul dintre cele mai importante orașe din centrul țării. Un oraș care la un moment dat, pe la începutul secolului trecut, avea o populație formată în proporție de aproape 60% din sași. Proporție care a scăzut până la 1% în prezent, majoritatea sașilor emigrând în Germania. Chiar și așa, amprenta foștilor majoritari a rămas puternică. Și ca să adăugăm câteva recorduri, în Sibiu s-a atestat prima școală, s-a publicat prima enciclopedie, a apărut prima moară de hârtie din România, se tipărește prima carte în limba română din Ardeal, orașul deține cel mai vechi ierbar din România în Muzeul de Istorie Naturală și, tot în Sibiu, a apărut prima grădină zoologică din țară.